Concertul va avea loc la Universitatea de Arte și Muzică din Viena, iar reprezentanții noștri, cei 7 membri ai Taraful Gorjului, vor susține un recital de 75 de minute. Pentru această deplasare, Școala Populară de Artă va scoate din buzunar aproximativ 1.000 de euro. Miercuri plecăm la Viena, un desant gorjenesc în capitala Austriei, la o manifestare de mare prestigiu aflată la a noua ediție, Forumul România, și care se va desfășura între 6 și 9 octombrie. Este, spuneam, o manifestare de tradiție și de mare prestigiu, pentru că, iată, vă spun numai organizatorii, Ambasada României din Viena, Academia Austriacă de Științe, Comisia de Balcanistică, Arhiva Audiovizuală, Universitatea de Muzică și Arte din Viena, Societatea Austro-Română, Institutul Cultural Român din Viena, Studium Transilvanicum, Universitatea din Viena, Institutul de Romanistică. În această companie extrem de prestigioasă, poate cea mai prodigioasă la care a participat un reprezentant al Gorjului. Taraful Gorjului este unul dintre cele 12 astfel de formații pe care le are județul nostru și care la sfârșitul acestui an vor scoate pe piață 2 CD-uri cu muzică tradițională. Formația vine din ținutul de Baștină a întemeietorului ca știință a etnomuzicologiei universale, savantul român Constantin Brăiloiu, gorjan de-al nostru. Cea de-a noua ediție a Forumului România de la Viena se va desfășura în perioada 6-9 octombrie.